Breaking news la Digi24. Începem cu o informație de ultim moment. România își recheamă ambasadorul de la Viena în semn de protest față de decizia Austriei de a bloca aderarea țării noastre la spațiul Schengen. Anunțul a venit în urmă cu doar câteva momente de la Ministerul de Externe. Alin Borcea ne explică seria de proteste diplomatice declanșate de refuzul nejustificat al Austriei. Bun găsit. Este o decizie radicală din partea României, fără nicio îndoială. Și este cea mai clară ripostă la votul negativ dat de Austria includerii României în Schengen. Chemarea ambasadorului pentru consultări este, în termeni diplomatici, o lovitură foarte dură. Este ultimul pas înaintea de ruperii relațiilor diplomatice cu o țară. Cum spune și Ministerul de Externe de la București în comunicatul dat în urmă cu puțin timp, este un gest politic care subliniază poziția României de dezacord ferm cu conduita Austriei și indică decizia de diminuare a nivelului actual al relațiilor cu acest stat. Adică votul de ieri a stricat relațiile dintre România și Austria. Nu este precizat cât timp va rămâne ambasadorul Emil Hurezanu în țară pentru consultări, dar s-ar putea să nu fie ceva de scurtă durată, pentru că Ministerul de Externe a precizat că misiunea diplomatică de la Viena va fi coordonată de un însărcinat cu afaceri, adică de o persoană cu rang diplomatic inferior. Încă o lovitură dată Austriei. Decizia rechemării ambasadorului din Austria a venit după ce ieri trimisul Vienei în România a fost chemat la Ministerul de Externe de la București ca să fie adusă la cunoștință nemulțumirea țării noastre față de blocarea extinderii Schengen. Mai a avertizat că acest vot negativ poate duce la consecințe inevitabile în relația dintre România și Austria. Și discutăm despre acest subiect cu Adrian Cioroianu, fost ministru de externe. Bună ziua, domnule ministru, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Bună ziua, bună ziua tuturor. Citez din comunicatul transmis de Ministerul Afacerilor Externe, un gest politic care subliniază poziția României de dezacord ferm cu conduita Austriei și indică decizia de diminuare a nivelului actual al relațiilor cu acest stat, respectiv Austria. La nivel diplomatic, cât de puternic este acest semnal de alarmă? Semnalul este foarte puternic. În mediul diplomatic, acest lucru, să explicăm pe înțelesul tuturor, înseamnă scăderea reprezentării României la Viena, în capitala Austriei. Și cineva s-ar putea întâmpla, bun, și ce pierde Austria cu acest prilej? Este un semnal că relațiile dintre România și Austria, pe o perioadă previzibilă, să sperăm relativ scurtă, vor intra într-o fază de răcire. Câtă vreme ambasadorul este rechemat, acolo, evident, va rămâne unul dintre funcționarii de rang mai scăzut ai reprezentanței noastre, astfel încât interesul nostru pentru acea țară, arătăm că s-a diminuat considerabil. Sigur că nu are de-a face cu cariera ambasadorului. Personal, cred că nici nu a fost neapărat o vină a ambasadorului. Nu-mi dau seama când domnul Hurezeanu a trimis informării în centrală despre schimbarea comportamentului cancelarului și unor miniștri din guvernul austriac, bănuiesc că a făcut-o, dar rechemarea ambasadorului în acest caz nu are de-a face cu ambasadorul în speță, ci are de-a face cu semnalul pe care România vrea să-l transmită că a fost efectiv deranjată de votul Austriei și cred că e un semnal foarte potrivit în condițiile date. S-a tot discutat despre faptul că decizia Austriei survine unor interese politice pe plan intern la ei în țară, pentru că Austria este o țară care se pregătește de alegeri. Poate că această decizie nu va schimba decizia Austriei sau nu va produce schimbări radicale în următoarele săptămâni. Însă dacă vorbim de un viitor puțin mai îndepărtat, peste câteva luni, astfel de decizii ar putea face Austria să se răzgândească în privința României? Cu siguranță, eu cred că Austria va avea suficiente ocazii să o facă. Sigur, aceasta nu mai depinde numai de ei. E un întreg complex de factori care ar putea duce inclusiv la declanșarea unei reuniuni extraordinare a acelui JAI care a fost ieri, acel format al ministrilor afacerilor interne. Dar asta nu va mai depinde numai de Austria, dar personal sunt convins că un alt guvern austriac, mai puțin unul, nu știu, care ar fi condus de extrema dreaptă. Dar să sperăm că nu se va întâmpla. Dar un alt guvern austriac va putea reveni foarte clar asupra deciziei, pentru că n-a fost o decizie a tuturor oamenilor politici austrieci, a fost o decizie a unor membri din actualul guvern, care e un guvern destul de fragil
Și sigur că ne putem aștepta pe termen mediu la o schimbare a comportamentului Austriei. Pe ce durată s-ar putea întinde această decizie a ministrului român de externe de a-l rechema în țară pe ambasadorul român din Austria? În momentul în care un ambasador este rechemat, să nu ne imaginăm că se rup relațiile diplomatice. Relațiile diplomatice continuă, dar ele intră într-un fel de stază, într-un fel de perioadă de înghețare, așa. Sigur că noi vom continua discuțiile cu austriecii, contează ce se va întâmpla în acele alegeri din Austria inferioară, dar discuțiile dintre România și Austria vor continua, inclusiv la nivelul ministerelor de interne, și în funcție de această evoluție a raportului bilateral, cederea la București a ambasadorului nostru va fi mai lungă sau mai scurtă. De regulă, eu mă aștept ca într-un interval de câteva luni de zile, poate după alegerile respective, pe fondul anunțului unor, eu știu, discuții sau contacte care au avut loc, mă aștept ca ambasadorul nostru să se reîntoarcă la post, cum este și normal. Dar deocamdată, repet, semnalul e foarte potrivit. Austria trebuie să înțeleagă nu numai frustrarea noastră, dar nedreptatea pe care au făcut-o. Că nu e vorba de o frustrare ca la un meci de fotbal în care te bate o echipă mai bună, dar s-a făcut o nedreptate în acest caz. Domnule Cioroianu, ați fost ministru de externe. Credeți că li se poate reproșa în vreun fel oficialilor români care s-au ocupat de acest dosar faptul că România nu a anticipat cu mai mult timp înainte reacția Austriei? Pare că a venit așa din senin în luna noiembrie. E adevărat, dar noi toți, să știți, poate că, mă rog, poate că ambasadorii noștri au avut mai multe informații, niciunul dintre noi nu știe informațiile pe care ei le-au trimis în centrală, dar noi toți priveam în altă direcție. Corpul politic românesc privea în altă direcție, noi eram atenți la ce face Olanda, ce face Germania, în fine. Austria totuși era un personaj secundar în scrutarea noastră. Repet, nu știu ce anume informări a trimis ambasada noastră la București. Sunt convins că au luat pulsul. Pe de altă parte, sigur, mereu se poate spune că am putea face mai mult. Asta e inevitabil în orice domeniu, dar personal sunt convins că nu e vina diplomaților noștri în acest caz. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste detalii. Adrian Cioroianu, fost ministru de externe al României.